But you must hustle if you want job. If no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. Me no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli. Steady green like broccoli. Steady on my grind, no one hear what they want. Telling me could deny my fantasy. They want to check if my tapping no wrong. But it they rush, it they rush by well, it be much. Now gotta make my tap, it they rush. The kind of money we touch, yeah. It they rush, it they rush by well, it be much. No be hype, everybody they crush. There's no darling with us. Dimineața de aici din Zanzibar. Astăzi este a doua zi a noastră aici în Zanzibar. Am încercat să filmez, așa cum ați văzut, răsăritul de soare, dar din păcate este înnorat. O să mergem la masă, de fapt o să merg la masă, fiindcă Trace preferă să mai stea un pic în pat. După care o să ne facem un program. Eu aș vrea să mergem dimineață să vizităm și Paje, că n-am fost până acum în Paje. Iar după masa să o petrecem la Cristian la hotel, fiindcă la el acolo e și fishing. Haideți să mâncăm micul dejun și să vedem cum o să decurcă ziua de astăzi. Stați cu mine să ne bucurăm împreună. Ei, și cam așa arată micul meu dejun de astăzi. Am luat niște lapte, o omletă, niște fructe și clătite cu ceai. Hei, și am decis să plecăm către Paje, pe plajă. Grace și-a luat pantofii de club. O să meargă cu ei pe plajă. Fiindcă și-a uitat papucii acasă și n-are alții. Așa că o să meargă cu ea. Deci plecăm de aici, de la Equalia. Și o luăm în partea asta spre Paje. Dar înainte de asta o să îl luăm pe drum și pe prietenul meu, Cristi. Fiindcă ne este în drum hotelul lui. Haideți să vă arăt cum arată la ora asta, este 9.45, cam așa arată aici, încă nu s-a retras, fluxul e la, pare cum, aproape de maxim, o să se retragă undeva spre prânz, spre minim, așa că încercăm să profităm cât se mai poate de nivelul ăsta al fluxului. Cam așa construiesc ei aici. E cu cărămidă. În cazul de care vă întrebați cam din ce materiale construiesc. Aceasta este Grace. Poa. Bună, matata. Asante. Don't know too much. Thank you. Acuna matata, asante. Și
bărcile pescarilor sunt încă la mal. Pe semne că au fost scoase de dimineață. Iar acum așteaptă clienți. Dar acolo în față se vede un kite. Semn că ne apropiem de Paje. Grace își face pașii. Să vedem dacă rezistă până la Paje. Let's see if he can handle it till Paje. Yeah? Let's see if you can handle it till Paje. To walk. Și Grace în spendoarea ei. What are you laughing? I'm not allowed. I'm very comfortable. There are four beach, actually. Și am ajuns la Cristi, la resort. Îl luăm pe el și ne continuăm drumul către Paje. Adică încolo. You know Cristi has two cats. Cats. Where? You'll see in the room. You'll see now. Look at him. He's waiting for us, but și ca să răspund la întrebarea de ieri, da, aici arată mai bine ca la mine. Mult mai mare, mult mai frumos. La mine așa, mai intim, mai boutique. Mulțumim. Unde-s pisicile? În casă deja? Asante. Ca să vedeți, una asta aici, e locușorul ei. Iar a doua este în pat. Nu. No. Dimineața când am venit la el și am deschis ușa, ia uite păpătura asta. O, țucăline, ce fac păpușă? Ce fac păpușă ea? Bravo, ea. Asta e camera lui Cristi. Deocamdată o împarte cu pisicile astea. Și pe a doua aici la locușorul ei. Hei! Da, ia-ți-l, că nu e... Eu am ăsta. Cum vrei? Are you comfortable? Like cats. Haide să vă arăt și piscina acum, că nu e mai nimeni aici. Aici se servește masa, acolo restaurantul. Așa că am prins pe clienți la masă și așa arată piscina de aici, de la Cristi. E foarte mișto. Da, deci arată mult mai mișto, mai exotic, cu... Toate că hotelul meu are review-uri mai bune. Da, vezi? Pe Booking mă refer, fiindcă eu așa am luat. Nu e rău, nu pot să zic. Dar ăsta e the best. Ați să dea al meu. Și eu am rezervat pe Booking o cameră la etaj care are două geamuri către mare. Iar când am ajuns, mi-a dat o cameră jos. Cred că mult mai mică. Ideea e că le-am spus că o vreau pe aia de sus. N-au avut-o disponibilă ieri. Iar azi trebuie să mă întorc la 1. O iau pe aia de sus. Fiindcă eu pe aia am rezervat-o. Era undeva cu 10 euro mai pe noapte, mai scumpă. Dar nu neapărat din cauza asta am luat-o. Vreau primul rând la etaj, că ați văzut și voi restaurantul e jos și ești din cameră direct în restaurant și mă gândeam dacă vreau să dorm să n-am stresul de a fi deranjat.
Și doi, că avea mai multe geamuri și deschise, adică mi-e plac astea, să nu fie... Prefer mai multe, cum să spun, perese decât pereți. Da, deci așa aici. Mergem, îl luăm pe Cristi acum din cameră și mergem să vedem la paje. Așa că cred că și eu o să-mi petrec mai mult timp aici la el decât la mine la hotel, fiindcă într-adevăr arată mult mai bine. Ifa Beach Resort se numește asta unde stă el și clar recomand. Așa că dacă găsiți disponibil, luați. Și încă o chestie, cum spuneam, camera lui e de 3 persoane, sus e de 5. Nu știu, nu m-am uitat pe Bunkie, nu l-am întrebat dacă există și de 2 persoane. Așa că uitați-vă înainte, dar oricum arată bine. Price it's ok. Goată camera lui Cristi. Asta două paturi, camera de 3 persoane. Asta mică care doarme cu capul pe prosop. Ce faci, dragă? Ce faci ea, păpușa? Păpușa, păpușa, păpușa. Da, păpușa, da. Așa că nu te-ai plictisit, Cristi, ai avut companioni? Da. Haideți să mergem către plaje, către paje, pardon, și să vedem cum e plaja până acolo. Și am plecat de la resort de aici, de la Cristi. O să ne întoarcem mai târziu. Și o luăm aici înspre paje. Ce e mișto că încă nu s-a tras apa. Se poate face baie în mare. Și văd că au măturat din alge și în mare nu mai sunt alge. Și aici am mâncat noi ieri la prânz, unde am înțeles că patroni sunt niște români. Nu i-am întâlnit, nu erau aici ieri, poate cine știe, de seară, dacă ne întoarcem și venim să bem un suc aici. Scooby-Doo. Apa arată foarte bine la ora asta. Și caldă. Iar greiesc cu Cristian țin ritmul. Eu aș vrea să fac și scufundări în zona asta. Așa că în paje am înțeles că sunt câteva centre de scuba diving, printre multe alte de kite. Și dacă tot o să merg azi în paje, o să vă țin niște prețuri la scufundări. Lecții de kite. Grace, do you want to learn kite? Do you want to learn kite? How to kite? Up. Yeah. They school. Thank you. Asante sana. Da, aici e un centru de scufundări. Grace se uită la mine, cu siguranță am spus ceva greșit în Swahili. Am zis asante sana și s-a întors și mi-a aruncat o privire de aia plăcută. Not good, Grace. Și aici un restaurant și pizzerie, Geo Zanzibar Beach Club. I'm speaking into Romanian for my followers. Okay, Geo in my country is written with I. Not with A. G. Anyway. Geo Zanzibar Beach Club.
Italian Cuisine. Și ne îndreptăm, cred că acolo în față se vede Page. De fapt, nu cred, sunt sigur. Iar aici avem Alma. Arată foarte bine. Prietenul meu, Cristi, mi-a spus că a fost aseară aici și e cu muzică. E chiar aici, lângă podul ăsta. Nu foarte departe de unde am venit noi. Așa că, în caz că sunteți în zonă, treceți noaptea pe aici. Aruncați o privire. Beți o bere. Grace, ce faci? Bine? Haideți să vă arăt cum e construită barca asta. Din lemn. Super mișto. Și vedeți cât de îngustă este? Nu e așa lată. Este destul de îngustă. Și am ajuns aici aproape, la bărulețul ăsta. Acum vedem, se numește Jelly Bar. Și arată destul de interesant. Încă se vede ok aici, la prânz, când e reflux, când cade apa. Nu cred că mai e așa de interesant, dar la ora asta încă e pe apă. Aseară, când m-am întors la hotel, crescuse nivelul apei, revenise fluxul și aici, pe zona asta, n-ai cum să mai treci. Adică decât în ori. Din cap ajunge până aici, exact sus. Și asta se întâmpla seară, undeva pe la ora 7:30, 8. Adică a trebuit să o luăm în spate, pe lângă casele oamenilor. Încă un resort aici, frumos. E cam la așa distanță față de restaurantul acela bar. Și se vede Page. Se văd caiterii. Buiuni Beach Village. Oh. Buiuni, Mumbuiuni. Cristi știe deja să pronunțe și de câteva zile. Eu am venit de atâtea ori și nu știu să pronunț. Mumbuiuni! Gasule! Grace nu e prea fericită că am pus-o să meargă pe plajă. Dar o să-i treacă, o să vedem. O îmbunesc cu un cocktail acolo. Am ajuns aici la Jaribu Beach Hotel, în drumul nostru către Page. Arată bine și ăsta aici. Un centru de kite. Grace își menține ritmul. Are un ritm, nu poate fi deranjată. Și am dat și de Villa Serenity, care este tot așa în drumul nostru către Page. Nu știu dacă suntem încă în Giambiani sau am intrat deja în Page sau suntem la granița dintre, dar vreau să spun că arată foarte bine și asta. Și mergem mai departe.
ușor, ușor apa o să scadă. O să retragă ușor, ușor și o să se elibereze cât mai multă plajă. Și am ajuns într-o zonă numai de... Nu știu să-i spun cum e ce e asta, dar... Cam așa arată. Piatră, stâncă, depuneri de calcar, habar n-am cum să o numesc. Dar aici, fără papuci în picioare, n-ai cum să mergi. Eu am pe ăștia și oarecum simt la talpă că mă înțeapă un pic. Trebuie să urcăm acolo. Aici se numește Panorama Ocean View. Iar acum, fiindcă s-a retras apa, n-ai cum să o iei decât pe aici. Cam așa e. Nu, mersi. Deci imaginați-vă în picioarele goale pe aici, în tălpile goale. Ăsta e pielea. Grei s-a discutat în Swahili și am obținut permisiunea să o luăm pe proprietatea oamenilor. Interesant ce aici. Grace, let's see if we can do through here. Let's look. Wait. Aici, boteca asta, sper să dea bine. Aici se poate merge fără probleme. How do you feel, Grace? Huh? I don't want to see. Why? Grace deschide calea. Continuăm aventura către Paje. Not yet. Not yet, but. They said it was still up. I enjoy this. When we arrive, we need a cold beer. Okay. Yes. Oh. Yes, high five. You are not allowed cold. Hey, but if I get sick, it's okay. De ce? Yes, why? Only Baridi. Only Baridi. Oh, at least you know Baridi. He doesn't know. You know Baridi? No. Cold. Cold? Yes. Bine. You will know more Swahili than he. Okay, gata. I don't want to hear. Here, like, now it's how many times? Six or seven, I don't know. Since 2019. Who's hiring me? Pole, pole, as Tanzanian no, says. No, no, no. Pole, pole. No, pole, pole. Bada. Aici arată din nou bine. Plaja este destul de lată. Și apa are o culoare frumoasă. Hei, ce faci acolo, băi? Hai să vedem ce au adus plastele pescarilor ăstora.
Chiar sunt curios. Să vedem dacă o aranjează sau doar... Ia să vedem. Ciuciu! Vedeți, sunt marcate, adică în cazul în care le vedeți pe apă, notați pentru ele să nu vă necați. Ciuciu? Oh, some fish here. You see? It's not ciuciu, there are some fish. Yeah. What's the name of this fish? It's din Asama Kiundura. Kibamba. 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 Yes. Kibamba is this. Afu wengi ni aina moja, eh? Hapana. Ah. Si aina moja. Ce frumos arată aici plaja. Și lată și apa are o culoare frumoasă aici. Acum nu știu la mine dacă are la aceeași culoare, fiindcă noi am ajuns mai târziu ieri. Deja era low tide, era refluxul, dar aici arată bine acum. Foarte frumos arată aici apa. Are, cum spuneam, culoarea asta ca în nord, înspre Kendwa și Nunghi. Ce spuneți? Cum vă place aici? Arată bine, nu-i așa? Nu știu, într-un fel îmi place mai mult decât acolo unde stau eu. Da, știți cum e, gusturile nu se discută. O lansare în direct. Apa este foarte caldă. Și nu se dau de multe alge, decât aici un pic la intrare, din ce văd. Și tocmai a trecut pe lângă mine un tutor de kite. Mi s-a părut pentru mine premieră, n-am mai văzut. Bine, n-am văzut eu mulți kiteri decât la noi în Năvodari, dar instructorul de pe mal comunica prin stație cu cel de pe placă. Explica cum să stea și ce să facă. Mi se pare interesant. Și Grey s-a renunțat la șoșoni. How is it? Better? Nu vrea să vorbească cu mine. Put that here, if you want. Și aici este un loc cu review-uri bune pentru party noaptea, Before Beach Club. Cam așa arată. Arată bine. Deci e mai frumos în Paje decât în Giambiani, clar. Până acum. Hai să vedem cum e pe aici. Arată foarte bine. Se fac lecții de echilibru, stability board. Am văzut acolo. Deci clar, dacă trebuie să alegeți între Giambiani și Paje, veniți în Paje, că pentru mine arată mai bine Paje.
Don't make noise, Grace. Și magazin așa aici. Foarte mișto. Un gen de H2O de la noi din România. Aici e zona de spa. Aici e o zonă de... de cred că... golf, mini-golf, cred. Foarte mișto făcut. Totul e făcut cu garduri din crengi de copac. Da, și aici începe cazările. Foarte mișto. O să mă uit, chiar sunt curios să văd cât costă. Deci astea sunt cazările. Cum arată o cameră. Foarte mișto. And there is the shower. The shower, yeah? Nu puteam să stau prea mult, dar arată belea. Deci în spate acolo e duș, un aer liber. Super tare. Aici au și mașini de spălat. Super tare. O să trebuie să speli hainele. Băiți, aici se antrenează la echilibru, că sunt cursuri de kite aici. Aici e birou. Recepție. Grace! Deci B4 before. Super mișto. Aici am paj. Cum se vede apa? Nisipul a început să frigă și ce îmi place deocamdată aici, look Grace, looks like in Kendua, you can swim actually here. You see, you still have ocean near you. Da, Drifters Zanzibar. Deci îmi place foarte mult aici și ia uitați, scooter pe plajă. Thank you.
maisha. Life? Life is sweet. Oh, like sweet life. Sweet life's better, yeah. Thank you. Aici avem și un restaurant japonez. Wasabi. Și avem și ceva căluți în apă. Ăsta e paradisul după mine. Cum spuneam, aici arată foarte bine. E comparabil cu nordul insulei. În Kendoa și în Nungui. Deci apa are aceeași culoare, plaja este foarte lată, foarte frumos. Aici în Paje. Să ne oprim să ne hidratăm. Vedem mai încolo. Și am ajuns și la renumitul Fisherman, restaurant aici din Page. Haideți să vedem cum arată și de ce e așa de renumit. Ok, Grace. Let's go and have fun. Yes, me, my wife. Good. Like Romania. She's from Bulgaria. Yes, I'm from Bulgaria. Yeah, and we from Romania. Nice. Și vreau să vă arăt. Eu am avut ocazia să, prin booking, să închiriez aici un, nu știu cum se spune, o vilă de asta. De fapt, un etaj dintr-o vilă și acum, fiind la fața locului, chiar vreau să văd cum arată. Și dacă am făcut greșeală că am luat acolo și că nu mi-am luat aici. Vedem, poate mai au vreo cameră liberă să-mi arate și mie. Așa arată ok. Și cum vreți, o vedere către ocean. Ca să vezi ironia sorții, eu beau coconut, prietena mea bea apă cu bere. And that is for me. Aha, mincinos. Mincinos. You remember he said we are meeting some friends here. And that is coming. Yes, this is for them. Okay, I can take until... This is the friend. This is my friend here. Da. Ce frumos arată aici la Fisherman Restaurant. Chiar se vede foarte frumos. Zici că ești în nord, în Kendoa sau în Nungui. Hey, don't be so scared. You must hustle if you want job. You no finish, they won't fight us. If them they run, them no fit catch up. I know they form say I do like.
Și ne întoarcem la hotel, de data asta pe plajă, cu Boda Boda. Oh. Wait. I'll come back. Yeah. Și am luat-o pe plajă cu Boda Boda. Hei, și acum să vă arăt camera mea nouă. Scuzați deranjul, dar le-am mutat pe fugă pe cele de jos. Am avut cameră jos, acum am cameră sus. Asta e baia. Aici cu oglindă. Aici am un geam cu vedere laterală. Undeva în partea este paje. Iar aici am terasă cu balcon. Cam asta este. La 439 de dolari pe noapte. Cam așa arată. Și pe aici se face accesul către recepție. Ceva acolo jos. Și aici este recepția. Eu am camera undeva acolo sus. Și ieșirea se face pe aici. Cam așa arată. Asta este barul. Aici este plaja. Și cam ăsta e drumul meu către șoseaua principală. Hei, am ajuns înapoi aici la în paje la aici la Fisherman Restaurant. Eu mi-am luat o supă din Zanzibar locală de pește. Barracuda cu orez. And what's yours, Grace? Poeza. Poeza, meaning meat, what kind of seafood? Seafood with roasted with coconut soup. Oh, looks very nice. Sauce, I mean. Și bineînțeles Kilimanjaro și nucă de cocos. Haideți să avem poftă, poftă bună. Eat this and you'll be full. Who knows? Arată super bine, uitați-vă câtă carne are, asta e pește. Deci chiar arată bine. Super șmecher.
Și asta lei e foarte bun. Al tău e filet? Da. Super șmecher. Deci mâncarea e bună aici la Fisherman Restaurant. Yes. Haide să vă arăt cum arată aici. Asta este view. Trebuie să vedem și camera. Oh, looks very nice. Yeah, of course. Do you think it's not nice? No, I check really, I check on booking. And some of them they said you are at the beginning now and you get more and more. That's why I was asking, because I don't know if you finished already. Because yeah. This is what they say on booking, Sam. It's okay, but you haven't finished yet what you are thinking to do here with this one room. Like this. It's $70. $70. It's including with breakfast, like yeah. It's on the booking, yeah? Yeah? And the breakfast is here to the fisherman. Yeah. This is in booking, and yeah. Then soon it's gonna... Și fiindcă ne-am lungit aici la restaurant, la fisherman, am mai comandat un toast cu avocado și eu am comandat, să vedem cum e, un burger, fish burger. Arată mișto și asta. Și uitați cum e acum aici, s-a tras apa, e low tide. Și a venit și burgerul de pește. Uitați cum arată. Deja e o grămadă de mâncare, am mâncat azi mult, dar am lucrat mai mult de seară. Arată bine. Look how this looks. Și am plecat de la restaurant, mergem puțin prin paje. De acolo o să vedem, ori luăm un Dala Dala, ori altceva. A fost foarte frumos, am mâncat de-am rupt, ați văzut și voi. Haideți să vedem cum arată paje. Orașul. Și un magazin aici în drumul nostru. Eu trebuie să aduc niște cadouri pentru acasă și mă uit și la o de-asta de Masai, la un cuțit din ăsta, dar pe de altă parte și la niște statuete din astea. I-am dat drumul la treabă. Trum, 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 trum. Și am luat și noi Boda Boda, să mergem înapoi. Am întors aici la Cristian, la hotel. Grace are nouă freză. Chilioasa. Show them your new haircut. Hairstyle. Yeah, good. Show. Turn your face here. No way. Let me see your face, man.
Da, haide să vedem și cum e apa în piscină. I'm enjoying. I have charging my phone. I'm charging my... I have this. Okay. Enjoy yourself. Enjoyment. Noi mergem aici la piscină. Să vedem și cum e apa. Ah, oh, ce bine. Și crede sau nu, asta e prima baie de când sunt aici în Zanzibar. Bine, de o zi jumate. Hai că e mișto. Grace, the water is very good. Come enjoy. The water is very cool. Și acolo e oceanul. Grace intră la fotbal cu băieții și copiii. Good, very good. Hey, how is it? Nice. You are not so good, I see. You are good? Oh. You even them they said when you do like this, it went. No, like I especially I do like this. It's like you don't know how to shoot. I shot especially like bad. That. You shot bad. No. Even they said this guy doesn't know how to. Jesus man. You shoot like. Hey, și ne-am întors din Paje, suntem din nou în Giambiani, după ce am trecut și pe la prietenul nostru pe la piscină. Acum mergem spre hotel și cu ocazia asta încheiem și noi me and Grace. Încheiem și noi vlogul de aici. Pâine, mâine vă spun la revedere. Stați aproape. Mâine va veni un prieten din aici. Mâine va veni un prieten al meu din Dar al-Salam cu prietena lui, așa că vom fi în brigada mai mare. Așa că stați aproape. Ne vedem mâine. Numai bine, aveți grijă de voi.